Bună ziua, prieteni! Suntem în ceea ce se cheamă Cyber Security Awareness Month, adică luna de conștientizare a pericolelor de securitate pe internet. Acum știm că toți suntem conectați, suntem online în permanență, dar nu toți suntem preocupați de securitatea acestei conexiuni sau de securitatea a ceea ce facem noi în online, de unde și foarte multe probleme. L-am căutat pe unul dintre oamenii de la Bitdefender astăzi, pe Bogdan Botezatu. Bogdan Botezatu, salut! Salut, Vlad, mulțumesc pentru invitație. Este Director of Research and of Threat Research and Reporting la Bitdefender, ceea ce în limba română ar însemna mai clar, Bogdan, ce anume? Că gestionez o echipă de experți în securitate informatică care documentează cele mai noi amenințări și le expune publicului. Practic, noi suntem echipa care documentează amenințările informatice și le transpun pe acestea într-un limbaj cât mai simplu de asimilat pentru utilizatorii casnici sau pentru medii. Deci voi vânați vânătorii care ne vânează pe noi, pe internet. Ceva de genul acesta, da. Uh-huh. Da. Bun, mă uitam pe un studiu, mă rog, de fapt pe mai multe studii făcute de Bitdefender, observ așa, unul din cinci utilizatori de net folosesc aceeași parolă pentru toate conturile lor și unul din patru folosesc în general parole ultra simple. Ce înseamnă, din punctul de vedere al specialistului în securitate cibernetică, o parolă simplă sau ultra simplă? Să vedem. O parolă ultra simplă e ceva ce îți vine în minte atunci când îți creezi un cont. De exemplu, vezi combinația de taste de la 1 la 5 și te gândești că o parolă foarte bună ar fi 1, 2, 3, 4, 5 sau numele cățelului sau numele copilului sau ABCDE. Parole care sunt extrem de des folosite pe internet, tocmai pentru că sunt facile, pentru că sunt ușor de memorat pentru utilizatorul de acasă și, sincer, nu e un lucru pentru care trebuie să-l învinuiești pe utilizator, pentru că el vrea acces la un serviciu foarte, foarte repede, nu vrea să se complice cu parole foarte complicate pe care să nu le țină minte sau mai rău să le noteze pe o foaie de hârtie și să o abandoneze undeva. Bun, ni se recomandă tot timpul parole lungi, cu multe caractere. Cum facem să le ținem minte? Adică, dacă nu folosim vreun soft pentru asta, cum să faci să ai o parolă lungă pe care să o reții? Este foarte greu să vii cu o parolă bună, pentru că o parolă bună trebuie să nu fie un cuvânt. În limba engleză e password și oamenii iau acel word ca fiind cuvânt. Ar trebui să fie o frază, ceva destul de complex, cu o lungime suficient de mare încât încercări de brute force pe ea să nu funcționeze foarte bine. Ar trebui să conțină litere mari, litere mici, semne speciale, poate un semn de punctuație, ceva care să o scoată din sfera dicționarului, a cuvintelor care se află într-un dicționar. Pentru că primul lucru pe care îl fac hackerii este să ruleze un dicționar împotriva parolei respective și să vadă ce cuvânt se potrivește din dicționarul respectiv. Cu cât este mai lungă puțin, practic atunci când sunt atacate conturi cu încercări din astea de ghicire a parolei, nu e cineva care stă să tasteze parole la nimereală, alea care sunt cele mai comune, ci folosesc și inclusiv pentru asta softuri, nu? Înțeleg. Exact. Există aplicații automatizate care trec contul respectiv printr-o multitudine de posibile parole. Începe de la cifra 1 sau de la litera A și continuă până se epuizează dicționarul respectiv pe care îl are atacatorul informatic la dispoziție. Dacă eu mi-aș alege, de exemplu, vreau o parolă lungă și care să aibă de toate, aș putea să spun o frază, cum zici tu, să zic pisoiul meu poche are un canin în minus și 12 ani, cu semnul exclamării, nu? Ar fi o parolă bună? Ceva de genul ăsta, dar dacă pisoiul tău se numește Puche, ai putea să transformi E-ul în litera 3, limbajul acela al hackerilor, în cifra 3. Pentru că adăugarea unei cifre crește complexitatea. Îl punem pe atacator să trebuiască să ruleze atacuri și pe cifre, ceea ce crește complexitatea parolei în mod semnificativ. Poate la final va reuși să o spargă, dar îi va lua câteva mii de ani prin simpla adăugarea cifrei 3 față de câteva zeci de ani dacă respectiva parolă nu ar avea o cifră. Vorbim de zeci de ani în condițiile în care ar putea tasta respectivele parole de mână
În general, o astfel de parolă se sparge în câteva minute sau zeci de minute în funcție de complexitatea acesteia. Există softuri care te ajută care găsesc pentru tine parola respectivă, adică să nu mai stai tu să te gândești și să și rețină parola. Există și cel mai simplu fel în care putem accesa această funcționalitate extrem, extrem de avantajoasă pentru utilizatori, browserul. Orice browser modern are o funcționalitate de creare de parole complexe, unice, pe care apoi le memorează browserul pentru tine și eventual le sincronizează între dispozitivele pe care le folosești în timpul zilei. Mai există și soluții specializate, de exemplu, aceste wallet-uri care vin cu fie ca aplicații de sine stătătoare, fie ca partea unei soluții de securitate. Chiar și Bitdefender are un wallet, o zonă protejată a spațiului harddiscului în care datele acestea sunt criptate cu algoritmi extrem, extrem de complexi care fac citirea lor imposibilă fără să știi un master password, parola principală a respectivului wallet. E o soluție elegantă pentru că, pe de o parte, îți dă voie să alegi o parolă care nu are absolut nimic de a face cu tine. Deci, dacă cineva te cunoaște foarte bine, probabil ar încerca numele pisicii tale, numele copiilor, numele soției și așa mai departe. Dar dat fiind faptul că parola respectivă e generată de un algoritm, nu are nimic de a face cu tine. În al doilea rând, această parolă rămâne salvată și e foarte facil pentru tine să te autentifici în conturile respective atâta vreme cât folosești browserul sau extensia respectivă. Și cât de sigure sunt sistemele astea pe browser? Sunt mult mai sigure decât faptul că ne alegem o parolă slabă sau că notăm respectiva parolă pe o bucată de hârtie. Pentru că dacă nu o avem la îndemână într-un format care e ușor de obținut, noi vom încerca să luăm scurtături. Fie o notăm undeva, ceea ce e complet greșit, fie alegem o parolă foarte simplă care să rămână în mintea noastră. Și parola aia, odată memorată, o vom refolosi din nou și din nou și din nou la toate conturile pe care ni le creăm în viitor. Ceea ce e iarăși un risc, pentru că prima oară când pică un serviciu pe care îl folosim, expune aceste informații, aceste informații ajung la îndemâna hackerilor și apoi hackerii folosesc acea parolă pe care au decriptat-o la toate celelalte conturi ale noastre. E-banking, servicii de streaming, e-mail, orice care are adresa noastră de e-mail ca utilizator va fi automat împerecheată cu parola furată de pe un astfel de serviciu. Rămâne în schimb această problemă pe care o avem de foarte multă vreme, elefantul în casă. Parolele ca mijloc de autentificare sunt destul de perimate. Ele au o istorie destul de turbulentă care începe undeva în anii 70. Ori de-a lungul acestor 50 de ani de folosire, noi nu am modificat foarte mult în mecanismele de autentificare. Parolele sunt moarte din punctul acesta de vedere, ar trebui înlocuite cu ceva nou. Și al doilea factor de autentificare aduce încă un strat suplimentar de securitate la felul în care ne autentificăm noi. Stai că sunt două lucruri diferite aici. Odată ai spus că ar trebui să înlocuim parolele care sunt moarte, sunt nesigure, ar trebui înlocuite și întrebarea mea este cu ce? Și doi, cât de sigură este autentificarea în doi pași? Adică dacă e într-atât de sigură încât să nu mai fie nevoie să ne gândim la altceva decât la parole. Adăugăm stratul ăsta de securitate, autentificarea în doi pași, am rezolvat problema, nu? Da. Hai să o luăm cu ultima întrebare. Vorbeam de autentificarea în doi pași. Autentificarea în doi pași prevede doi pași, cum îi zice numele. Primul pas este introducerea parolei, ceva ce noi știm, dar ceva ce și atacatorul nostru poate ști. Și un al doilea mecanism de autentificare care vine sub forma unei parole unice sau a unui dispozitiv hardware, o cheiță de securitate pe care o băgăm în portul USB sau o atingem pe telefon în zona NFC. Și dacă pierzi cheița, ești mâncat. Relativ. Să știi că pierderea cheiței nu e foarte importantă atâta vreme cât nu-ți scrii contul de utilizator pe aceasta. De exemplu, cineva care găsește o cheie de securitate undeva într-o parcare, într-un supermarket, ar fi foarte greu să o lege de identitatea celui care a pierdut-o. Cu excepția momentului în care ai un breloc cu numele tău și cu adresa de e-mail pe care o folosești ca username. Nu, dar eu mă gândesc că asta e a doua chestiune. Dar dacă îți pierzi cheița, s-a terminat. Nu mai poți să intri tu în conturile tale, că nu mai ai al doilea factor de autentificare fizic, hardware la tine.
Există mecanisme de recuperare pentru că la acest efort s-a lucrat mai bine de două decenii. Faptul că noi vrem să înlocuim parolele nu e ceva foarte nou, ci e ceva care are o adopție extrem, extrem de lentă. În momentul în care tu ți-ai pierdut cheița, încă ai acces în contul tău pe unul din dispozitivele pe care le folosești. În al doilea rând, atunci când îți setezi un astfel de mod de autentificare, cel mai probabil vei primi o serie de coduri de backup pe care ți se recomandă să le printezi și le stochezi undeva în seiful familiei, într-o zonă sigură în care să nu aibă acces persoane neautorizate. Dacă ai pierdut respectivul token de autentificare, poți folosi una dintre acele parole unice pentru a intra în cont, pentru a elimina respectiva cheie și a o înlocui cu una nouă. Cu ce ar putea fi înlocuite parolele dacă nu ne place nici factorul ăsta dublu de autentificare? Cu un autentificator, o aplicație pe care o configurăm împreună cu contul respectiv și care ne generează o combinație de 5-6 cifre și litere odată la câteva secunde. Acest autentificator, în loc să-ți ofere o singură parolă pe care o folosești pe întreaga durată de viață a contului, îți oferă câte o parolă unică și irepetabilă odată la 10-20 de secunde, în așa fel încât doar tu să ai acces la respectivele parole. Chiar dacă parola respectivă ți este compromisă, ea în 10 secunde nu va mai fi valabilă. Se vorbește mereu de actualizarea programelor. Toți specialiștii în securitate informatică ne spun, actualizați-vă programele. Care e problema? Problema este că orice aplicație software, indiferent de cât de bine documentată și scrisă este, la un moment dat va suferi vulnerabilități. Pentru că e în natura lucrurilor să aibă vulnerabilități care sunt descoperite în timp, de la momentul lansării acestei aplicații până în prezent. Aceste vulnerabilități, de obicei, permit atacatorilor informatice să ne servească fișiere malformate sau să ne trimită către anumite linkuri unde aplicația respectivă se va comporta într-un mod în care nu a fost proiectată să se comporte. Practic, aplicațiile acestea ajung să proceseze niște informații malformate, acele informații malformate îi suprascriu o zonă de memorie a calculatorului și, în mod neadecvat, lansează bucăți de cod care sunt la îndemână atacatorilor, care sunt servite de atacatori. Practic, cu o astfel de vulnerabilitate, un atacator ne-ar putea trimite pe o pagină web de unde browserul nostru ar putea să instaleze malware, de exemplu. Când ați instalezi un antivirus, o soluție de securitate, cum se spune acum, de la Bitdefender? Îți instalezi o soluție de securitate și 90% din suprafața de atac este rezolvată deja. Dar mai există situații în care ne confruntăm cu exploituri foarte, foarte bine documentate, foarte bine researched, nici nu știu cum să-i spun în română, cercetate, care se numesc Zero Day pentru că nimeni nu știe de ele. Sunt acele exploituri de care nici măcar producătorul nu are habar că sunt folosite în dezvoltarea și plantarea de malware. Exploiturile Zero Day sunt în general extrem, extrem de periculoase și sunt din ce în ce mai des folosite de guverne, de instituții de spionaj militar, de exemplu, sau industrial, de indivizi cu un buget de cercetare extrem, extrem de mare. Identificarea și transformarea acestor exploituri în arme e un proces extrem de scump, dar e un proces extrem de scump pentru că este și extrem de eficient. Bogdan Botezatu, crezi că ar trebui să existe cursuri de cyber security la școală? Adică, evident, evident. Cum ar trebui să arate cursurile? Cred că multă vreme acest lucru pentru că mi-aduc aminte că atunci când eram elev, de exemplu, veneau grupuri de medici la școală și ne învățau cum să ne periem dinții, cum să ne respectăm igiena corporală. Veneau polițiștii și ne învățau cum să trecem drumul în siguranță, pentru că lucrurile alea erau parte din viața noastră. Zona cyber a devenit atât de mult parte din viața noastră încât, nu știu cum să spun, cred că are cel mai mare impact. Comunicăm în cyber, ne transferăm banii în spațiul cibernetic, ne trăim viețile foarte mult în zona aia cibernetică. Dar în același timp, deși zona informatică a devenit atât de importantă pentru societate, încă aceste reguli de bază cu privire la siguranța online ar trebui să devină parte din curriculum.
Bogdan Botezatu, director Threat Research and Reporting la Bitdefender, îți mulțumesc foarte mult pentru toate aceste explicații și să ne vedem cu bine! La bine, în siguranță!